Parcul Carol, intrarea dinspre gara Filaret. Vii cu bicicleta și dai de bordură. Sari bordura, dai de prag, de scări. Și atunci iei pe arătură. Scările nu par înalte, dar lunecoase și periculoase. E periculos și pe arătură, dar dacă ai MTB, te descurci. Deci parcul Caro au rămas vraiește, cel puțin intrarea asta din Filaret. Și în spatele la terasele astea arată sinistru. Nu știu ce fel de terase sunt aici. Aleile principale e interesant. Aici e o ruină. Mai multe ruine. Grădina Caro. Nici o bandă specială dedicată bicicletelor, așa că mergem peste tot. Pe oriunde. Toalete din astea de plastic. Dar bine că există. Sper că-s curățate periodic. Hai să ne întoarcem. Parcă nu miroase lângă ele. Urât. Sau eu am pierdut mirosul. Sper că nu. Ar fi un simptom îngrijorător. Aleea principală. E cam distrus pavajul aici, chiar la intrarea principală. Nu știu când a fost pus și nu știu cu ce puteau să-l distrugă în halul ăsta. Dar se pare că autoritățile nu prea au avut grijă de parcul ăsta. Nici ceasul n-are cine să-l îndrept. Cum e ora 11:30, dar el arată 3:40. Greșit. Au la intrare o parcare de biciclete destul de atrăgătoare, dar până acolo praguri. Dar aici pentru pietoni coborât un pic bordura. Și nimeni nu parchează aici. Probabil pentru că a simțit atitudine ostilă în parc. Și a mers să pedaleze în altă parte. Poftim și mașini parcate pe trotuar de zona pietonală. Au vrut boieri să vină cu mașina fix până în parc, până la marginea parcului. Și ca să nu se deranjeze, să meargă 20 de metri
Poliția e alături. Cu misiune specială. Cu girofarul pornit. Probabil nu mai există alte locuri de parcare. Pentru că multe au filmat altă dată, erau ocupate chiar de poliție. Am să dau o tură, să vedem câte locuri de parcare sunt ocupate de poliție. Nu pot să cred, niciunul. Înseamnă că a avut efect filmarea mea de acum câteva luni, anul, uite, o mașină de poliție locală ocupând un loc de parcare. Și mai sunt două acolo. Poliția locală București. Deci trei locuri de parcare ocupate de poliție. Și de asta oamenii stau pe trotuare sau chiar la poarta principală.